A tuturor copiilor. Vom avea un 1 iunie perfect pentru joacă, pentru desene, pentru kendama, dar și pentru șotron. Dar asta numai în prima parte a zilei, pentru că spre după amiază, cel puțin în zona montană, în sudul și centrul țării va ploua. Precipitațiile vor fi sub formă de averse, vor fi tunete, fulgere, dar și vânt puternic în timpul ploilor. Începem cu partea de nord-est a țării, cu zona Maramureșului, unde astăzi copiii pot ieși afară la joacă, pentru că nu se anunță ploi, vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va ajunge până la 27 de grade. Vremea va fi călduță și în Crișana, la fel, putem să jucăm șotronul, șansele să plouă vor fi reduse, temperatura maximă se va încadra între 28 și 29 de grade. Dacă locuiți în Banat, în schimb, veți avea nevoie de umbrele, puteți să stați acasă să citiți, pentru că va ploua cel puțin în Reșița, temperatura maximă se va încadra între 28 și 30 de grade. În Oltenia, după cum vedem, precipitații pe aproape tot teritoriul, tunete și fulgere, temperatura maximă va ajunge până la 29 de grade în Râmnicu Vâlcea și 31 de grade în Drăpeta Turnu Severin. În Transilvania, astăzi precipitații, special în sudul teritoriului, maxima zilei va ajunge până la 24 de grade în Brașov și o temperatură frumoasă de 29 de grade în Alba Iulia. Vom avea nevoie de umbrele și în Moldova, în special în sudul teritoriului, se anunță precipitații în Vaslui, în Galați, dar și în Focșani, iar temperatura maximă se va încadra între 24 și 28 de grade. În Dobrogea, ploi atât în Tulcea cât și în Constanța, la fel, putem să jucăm ceva în casă, afară nu se poate ieși, temperatura maximă se va încadra între 26 și 28 de grade. În Muntenia, vremea va fi foarte, foarte caldă, dar spre după amiază și în special seara și în timpul nopții, va ploua slab, temperatura maximă se va încadra între 27 și 30 de grade. În capitală, de dimineață se registrau 20 de grade, iar temperatura maximă va ajunge până la 29-30 de grade. Astăzi, în prima parte a zilei, cerul va fi variabil spre senin, dar spre seară și mai ales noaptea este posibil să plouă un picuț. Cam despre vreme, să aveți o zi excelentă și la mulți ani tuturor copiilor! Mulțumim!